fascinant cum trece timpul. Iată că și prima bibliotecă de carte românească pe care o cunosc eu aici în Chișinău și spre care și în care am făcut urme și urme nenumărate și evenimente nenumărate, împlinește 30 de ani. I-aș dori viață lungă, frumoasă, viață înalt spirituală, așa cum a avut-o în acești 30 de ani. Mă leagă amintiri tulburătoare de această minunată bibliotecă, care i-aș spune că este un obiectiv cultural strategic. Și spun lucrul acesta pentru că știu foarte bine Biblioteca Onisifor Ghibu este un argument viu prin care se demonstrează că toți dușmanii spiritului românesc din Basarabia și nu numai, dar în special din Basarabia, care s-au perindat la putere, au căutat să stranguleze acest edificiu cultural, sau mai bine zis, să lipsească Biblioteca Publică Onisifor Ghibu de acest sediu, care, așa cum spuneam mai sus, este unul strategic. Sunt legată personal, ca și poet, ca și om de creație, de această bibliotecă. Am lansat aici multe cărți. Cartea cu care mă mândresc, prima carte a mea scrisă în străinătate, Veneția ca un dat, o vedeți aici. Primul jurnal al unui evadat din Est, aici a fost lansată. În anul centenarului, 18 poeme și un singur dor, aici a fost lansată. Erupția Rostirii sau Generația Clipii Siderale, aici a fost lansată. Stalactite, prima mea carte de poezie prin care zice critica literară că a fost schimbarea mea la față într-o poezie, aici a fost lansată. Apoi, ca și fondator, ca și diriguitor al revistei Clipa Siderală pe parcursul multor ani, deci iarăși mă leagă amintiri tulburătoare, pentru că aici erau lansate revistele, aici erau galele laureaților, aici s-au sărbătorit cei 10 ani ai Clipei Siderale, au fost făcute evenimente tulburătoare, așa cum spuneam, pentru că nu voi uita, să zicem, un eveniment în care biblioteca era cufundată în beznă, pentru că era prigonită, somată să părăsească sediul și cufundată în beznă pentru că nu avea lumină de o lună întreagă. Iar acea gala laureaților, acea ședință a cenacului în care s-a produs acel eveniment, deci s-a desfășurat cu un spectacol extraordinar. Pe podele erau frunze și lumânări aprinse. Au venit de la ambasada română, nu o să uit, pe domnul Vasile Nanea, cel prigonit și alungat în 24 de ore de către președintele Voronin în urma anului 2002. Deci s-a desfășurat acel eveniment pe întuneric, cu lumânări, ca în Evul Mediu. Deci acest edificiu strategic, așa cum spuneam, a fost prigonit pe parcursul multor ani și a rezistat. A rezistat printr-un colectiv excepțional. Prin prima directoare, doamna Elena Vulpe, prin actualul director, domnul Vitali Răileanu, prin colectivul unit care a fost atunci, în acei ani, prin colectivul unit care este acum și cei care vin, fie oameni de cultură, care să lanseze o carte, să desfășoare un eveniment cultural, se simt îmbrățișați. Eu nu știu o altă bibliotecă. Fiecare are specificul ei, dar asta e cea de întâi, ca prima dragoste. O altă bibliotecă, ziceam,
care să îmbrățișeze autorul, creatorul de eveniment cultural, să îi se alăture în calitate de protagonist ca această bibliotecă care ne-a găzduit 3 decenii. Este un fenomen cultural căruia, mă întorc la începutul acestor gânduri, îi dorim viață lungă și înalt spirituală în continuare, în numele culturii românești în Basarabia și nu numai, pentru că așteptăm și făptuim reunirea culturală a Basarabiei la Țara Mamă. Și de aia, deci, îi dorim viață înalt spirituală.